Voi preda informatică 365 la clasele de gimnaziu, începând cu anul școlar viitor. Copiii sunt foarte interesați, le place, simt că, într-adevăr, primul contact cu informatica pe care îl au se face într-un anumit sens. Înainte ei făceau un singur opțional care era mai puțin adaptat cerințelor, adaptat mai mult profesorului. Pentru elevii de gimnaziu este important ca ei să descopere informatica prin joc, dar acest joc să fie dirijat, nu haotic. Profesorul cred că are principalul rol de a fi un fel de îndrumător, de a-l călăuzi pe o direcție bună. Ei pot să aplice noțiunile din fizică, biologie, cunoașterea mediului, partea de geometrie, având în vedere că au de construit, partea de istorie, unde ei învață trecerea de la epoca lemnului, pietrei, bronzului și așa mai departe. Minecraft îndeplinește condițiile și stimulează creativitatea. Îi dă voie copilului să viseze și visul lui să-l poată transforma într-o lume virtuală. Utilizând Minecraft, îl ajută, după părerea mea, în sensul că el poate să-și construiască acea lume virtuală, dar bazându-se pe legile din lumea reală. Materialele care el trebuie să le colecteze pentru a-și construi casă, adăpost, unelte, sunt cele din viața reală, deci nu sunt haotic făcute. După părerea mea, cred că fiecare adult, mai ales profesorii de informatică, sunt tineri în permanență.